ziua, dragi elevi! Bine v-am găsit la o nouă lecție virtuală de limba și literatura română. Sunt Rodica Gavriliță și vă îndemn să mergem împreună într-o lume minunată, colorată, a expresiilor frazeologice. Astăzi, subiectul lecției noastre este expresiile frazeologice. Să găsim un cuvânt lipsă pentru început. Poți uneori să-ți o iei în dinți, sau să ți se ducă în călcâie, sau să se face cât un purice, ori să-ți calci uneori pe ea. Ce e? Inima. Sigur că da. Expresiile ar fi: aș lua inima în dinți, a îndrăzni. Ai se duce cuiva inima în călcâie, a se speria. Ai se face cuiva inima cât un purice, a se înfricoșa. Să numim expresiile pe care le utilizăm pentru a prezenta plastic situația în care cineva pleacă în grabă și fără voie. Sau vorbește excesiv de mult și zgomotos. Nu face nimic folositor. Situația în care cineva a reușit să vă înșele. Pentru prima situație, pleacă în grabă și fără voie, se potrivesc expresiile: a șterge putina, a da bir cu fugiții. Pentru situația a doua, vorbește excesiv de mult și zgomotos, a bate apa în piuă, a bate câmpii. Pentru situația a treia, nu face nimic folositor, a tăia frunze la câini, a umbla de frunza frăsinelului. Pentru situația când cineva a reușit să vă înșele, atrage pe soară, aduce de nas, aduce cu zăhărelul. Care sunt asemănările dintre expresii și locuțiuni? Ambele sunt îmbinări stabile de cuvinte. La analiza sintactică, elementele componente nu se dezmembrează niciodată. Adică, dacă zic păsările și-au luat zborul, păsările ce au făcut? Și-au luat zborul este predicat exprimat prin locuțiune. Expresiile frazeologice se caracterizează prin imposibilitatea de a da naștere la derivate, pe când locuțiunile prezintă capacitatea de a crea cuvinte noi sau chiar alte tipuri de locuțiuni. Aș bate joc generează verbul a batjocori, substantivul batjocură, adjectivul batjocoritor. Locuțiunea a băga de seamă generează locuțiunea substantivală băgare de seamă. Expresiile au mai ales rol lexical, adică conținut afectiv. În ele sunt folosite cuvinte cu sens figurat. Iar locuțiunile au sens gramatical, preluând toate caracteristicile morfosintactice ale părților de vorbire pe care le reprezintă. De asemenea, locuțiunile, spre deosebire de expresii, prezintă capacitatea de a selecta anumite prepoziții. De, aș aduce aminte de. La, a avea acces la. De la, a se da în letul de la. Cu, a avea de-a face cu. Pentru, a avea interes pentru, etc. Să definim expresiile frazeologice sau frazeologismele. Unitate frazeologică sau îmbinare de cuvinte cu caracter constant, creată în interiorul unei limbi, împrumutată, tradusă sau calchiată după modelele străine. Expresii cu sens figurat, ale căror explicație și semnificație depășește cadrul interpretării în circumstanțe de limbaj cotidian. Să încercăm să facem o clasificare a frazeologismelor. Ele sunt de origine mitologică: calul troian, cămașa lui Nesus, pasărea Phoenix. De origine biblică: Alfa și Omega, arca lui Noe, turnul Babel. De origine istorică: dezbină și stăpânește. În limba latină sună dividi, divide et impera. La calendele grecești: ad calendas grecas. De origine literară: aprinde momentul, a lupta cu molile de vânt, asta este Don Quixote. De origine științifică, filozofică:
lampa lui Diogene, mărul lui Newton. Vă îndemn să găsiți explicația și istoria acestor expresii pe care le-am postat aici. De origine românească, antereul lui Arvinte a face capul calendar. Să clasificăm frazeologismele de mai jos. Arca lui Noe, Ianus cu două fețe, zarurile au fost aruncate, limbile lui Esop, aș da rama pe față, nota bene. După cum ați răspuns, cred eu, corect, expresia arca lui Noe este de origine biblică, Ianus cu două fețe de origine mitologică, zarurile au fost aruncate de origine istorică, limbile lui Esop de origine literară, Esop a fost primul fabulist sau unul dintre primii fabuliști, aș da rama pe față este de origine românească, la noi circulau bani de aur și de aramă, nota bene, de origine științifică. Să încercăm să vedem care este explicația acestora. Arca lui Noe semnifică posibilitatea. Să vedem care este explicația. Alegeți din coloana dreaptă o explicație pentru expresia din stânga. În partea dreaptă am scris explicațiile. Posibilitatea de a prezenta același lucru în două aspecte opuse. Soarta va decide, a se demasca, notează bine sau ține minte, îngrămădire de opere și ființe disparate, ipocrizie, fățărnicie. Corect! Cred că ați ajuns la următorul răspuns. Arca lui Noe înseamnă îngrămădire de obiecte și ființe disparate. Ianus cu două fețe semnifică ipocrizie, fățărnicie. Zarurile au fost aruncate, soarta va decide. Limbile lui Esop, posibilitatea de a prezenta același lucru în două aspecte opuse. Aduceți-vă aminte când a fost întrebat ce este mai dulce, a cerut să se aducă limbi. Ce este cel mai amar, de asemenea limbi. Deoarece cu limba, cu acest mădular, poți să spui cuvinte frumoase, dar pot și să jignești pe cineva. Aș da rama pe față, a se demasca. Mi-ar plăcea să vă spun toate istoriile acestea, dar va trebui să le căutați singuri. Nota bene, notează bine, ține minte. Să încercăm să plasăm în contexte trei dintre aceste expresii. A avea inima legată cu curele, a fi nepăsător. A-i se împietri inima, a deveni insensibil. A-i râde inima, a fi bucuros, satisfăcut. A fi cu inima ușoară, a fi bine dispus, fără griji. Aș lua inima în dinți, aș face curaj, biruind o frică. A avea o piatră pe inimă, a avea o neplăcere. Lecția de astăzi am început-o cu lexemul inimă. Mie îmi plac foarte mult expresiile de tot felul, dar m-am gândit că inima este unul foarte, foarte sugestiv, pentru că în ea se conține dragostea noastră față de alți oameni. Lăsăm în contexte trei dintre ele. Ionel și-a luat inima în dinți și i-a mărturisit totul mamei. De când i-a plecat feciorul, mătușa Mărioara avea o piatră pe inimă. Când aud oamenii vorbind coerent și clar limba română, îmi râde inima de bucurie. Să restabilim expresiile punând în locul punctelor unul dintre substantivele date, poartă, ușă, prag. Unde e posibil, propunem mai multe variante. Să utilizăm trei expresii în contexte adecvate. Să mergem la drum. A bate la toate, a deschide larg amândouă, cu închise, a trece casei cuiva, din în, a sta ca vițelul la nouă, a lăsa pe cineva după și a bate. Să vedem cum v-ați descurcat. Probabil că v-ați dat seama că prima expresie este a bate la toate ușile sau porțile. A deschide larg amândouă ușile sau porțile. Cu ușile închise, a trece pragul casei cuiva, din poartă în poartă, din ușă în ușă, a sta ca vițelul la poartă nouă, a lăsa pe cineva după ușă. Urmează să le plasăm
în contexte adecvate. A bate la toate ușile, a căuta cu insistență răspunsuri sau rezolvarea problemelor. A deschide larg amândouă ușile înseamnă a fi ospitalier. Cu ușile închise înseamnă în secret, în taină. A trece pragul casei cuiva, a-l vizita, din poartă în poartă, adică la fiecare om, a sta ca vițelul la poartă nouă, a sta nedumerit, neînțelegând ce se întâmplă, a lăsa pe cineva după ușă, a-l lăsa să aștepte. A bate pragurile înseamnă a face mai multe drumuri pentru a rezolva o problemă. Și contexte adecvate. Mihai a bătut din poartă în poartă pentru a da vestea cea bună. Azi am avut o ședință cu ușile închise. Românii sunt oamenii care, de sărbători, deschid larg amândouă ușile tuturor oamenilor. Vecinul meu a bătut la toate porțile pentru a cere ajutor. Să selectăm din lista ce urmează expresiile frazeologice care transmit ideea de foarte mult și ideea de foarte puțin. Cât ai pune pe o muchie de cuțit, cât apa Dunării, cât apuci între degete, câte frunze și iarbă, cât să orbești un soare chior, câtă papură în baltă, cât cuprins cu ochii, câte în lună și în stele, câte negru sub unghie, câte cerul și pământul. Răspunsurile voastre probabil că arată așa. Ideea de foarte mult, câtă frunză și iarbă, foarte puțin, cât ai pune pe o muchie de cuțit. Foarte mult, cât apa Dunării, foarte puțin, cât apuci între degete. Câtă papură în baltă, cât să urbești un soare chior. Cât cuprins cu ochii și dincolo cât e negru sub unghie. Cât e în lună și în stele, cât e cerul și pământul, de asemenea semnifică ideea de foarte mult. Să încercăm să explicăm și câteva expresii de origine mitologică, istorică și biblică. Călcâiul Ahile este o expresie de origine mitologică și semnifică loc slab, vulnerabil. Alege greul, neghina de greu, înseamnă a despărți ceea ce este bun de ceea ce este rău și este o expresie de origine biblică. Sabia lui Damocles este o expresie de origine istorică și semnifică o primejdie care te poate paște oricând și oriunde. Sărutul lui Iuda are origine biblică și semnifică trădare. Vă cer să propuneți trei expresii cu lexemul pământ. Cade la cer la pământ. A fugi mâncând pământul. A ieși ca din pământ. A intra în pământ de rușine. A scoate din fundul pământului. Ai fugi pământul de sub picioare. Să unim expresiile cu echivalentul lor. Este un alt exercițiu interesant. A tăia frunze la câini, a se face luntre și punte, a nu-i fi boii acasă sau a nu-i fi toți boii acasă, a da șfară în țară, a pune paie pe foc, a-și pune pofta în cui, a face cu ou și cu oțet, a-și pune pirostriile. În partea dreaptă aveți verbele a se căsători, a certa, a ațâța, a se strădui, a fi indispus, a anunța, a renunța, a lenevi. Începeți de la cele pe care le cunoașteți cel mai bine. Răspunsul vostru probabil este a tăia frunze la câini, a lenevi. A se face luntre și punte, a se strădui. A nu-i fi boii acasă, a fi indispus. A da șfară în țară, a anunța. A pune paie pe foc, a atâța. A-și pune pofta în cui, a renunța. A face cu ou și cu oțet, a certa. A-și pune pirostriile, a se căsători. Să construim un text coerent care să conțină expresiile de mai jos. A-o apuca la picior, a-și lua călcâile de umeri, a vântura țara, a pleca orbește, a se așterne vântului. Toate au sensul de a pleca undeva într-o călătorie sau pur și simplu a pleca. Textul. Dan a ieșit în concediu și s-a gândit să vânture țara. De luni dimineață și-a luat călcâile de umeri și s-a pornit cu rucsacul în spate. A plecat orbește voind să-și amintească de anii adolescenței. S-a așternut vântului ca să trăiască momente frumoase în sânul naturii,
să se conecteze la circuitul minunat al vieții adevărate. A dormit o noapte la poalele pădurii, în cort, iar dimineața a luat-o la picior ca să reușească să viziteze cât mai multe locuri. Ceea ce a văzut i-a umplut inima de bucurie. Un alt exercițiu interesant pentru voi este să propuneți expresii pentru un lexem. Astăzi este lexemul a certa. A lua la trei parale, a lua la trei păzește, a bate obrazul, a roade fără săpun, a face pe cineva de două parale, a lua cu resteiul, a pune la locul lui, a se pune cu furca pe cineva, a lua la rost, a-i da lecții de bună cuviință, a pune la punct, a-l face cu sare și piper, a lua în fabrică, a face albie de porci. Este interesant și exercițiul când găsim expresii cu același sens, deci când voi împerecheați expresiile. Ăsta este un exercițiu mai dificil și eu v-am propus aici mai multe expresii ca voi să găsiți care sunt sinonime între ele. Aș ieși din minți, aș smulge părul din cap. Face picioare, al înghiți pământul. Aș frânge mâinile, face spume la gură. A umbla cu capul în traistă, a călca în strechin. A trăi pe moale, a mânca pâine albă. A îndruga verzi și uscate, a spune povești. A sta cu mâinile în sân, a cloci pe vatră. Să consolidăm. Azi la lecție am învățat definiția expresiilor fraziologice. Am făcut deosebirea dintre expresii și locuțiuni. Am clasificat expresiile conform originii lor. Am alcătuit enunțuri cu fraziologisme, am cuplat expresiile, am găsit sinonimele unor expresii, am propus expresii cu lexemele indicate. Vă recomand să realizați lectura unui basm din opera lui Creangă și să identificați 3-5 unități fraziologice. Să scrieți câte 3 expresii de origine mitologică și de origine biblică pe care le găsiți voi. Pe curând!